La Ministerul Dezvoltării, prin noul program guvernamental Anghel Salinie, administrația locală din Bunești a depus un proiect pentru asfaltarea drumurilor comunale pe o lungime de aproximativ 11 km. Primarul Viorel Radi declară că, deși drumurile au fost asfaltate anterior, acestea s-au deteriorat din cauza uzurii, iar unele porțiuni au mai fost sparte din cauza branșărilor care s-au făcut la sistemele de apă și canalizare. Acum nu o să mai fie nevoie să se spargă asfaltul, fiindcă ultima extindere la rețeaua de apă și canalizare s-a făcut în acest an. Restul sistemului de apă și canalizare s-a realizat în anii 2000-2004. Pe programul Salegni avem un proiect în valoare de 3 milioane de euro și pe o distanță de 10,8 km. De fapt sunt străzi, 35 de străzi. Sperăm să începem în această toamnă, pentru că noi avem și licitația și contractul și am vrea să începem în această toamnă. Edilul declară că la CNI au mai fost depuse pentru construcția unei săli de sport, pentru modernizarea și reabilitarea sediului primăriei, dar și a școlii din comună.